O veste năucitoare primită de conducerea Spitalului Municipal de Urgențe Roman este legată de reducerea la jumătate a bugetului primit de către centrele de primiri urgențe în 2017, măsură luată de Ministerul Sănătății, care cere spitalelor să se încadreze în anvelopa bugetară repartizată fără drept de apel. Asta în condițiile existenței unor anomalii legislative privitoare la dreptul de adresabilitate al pacienților către unitățile și centrele de primiri urgențe. Conducerea spitalului a bombardat la rândul său Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică cu adrese referitoare la datele statistice de rezolvare a cazurilor din CPU. În ultimii 2 ani, când s-au prezentat în această secție aproape 39.000 de pacienți, cu o medie lunară de peste 3.000 de pacienți. N-am ieșit să spunem până acum, dar se pare că e bine să se știe că bugetul pe 2017, în ce privește CPU, este la jumătate din bugetul pe 2016. În cursul lunii aprilie am primit adresă de la DSP Neamț, prin care ni se solicita măsuri de încadrare în bugetul alocat. Deci nu că ne mai dă bani, ci domnule, ăștia sunt banii, voi trebuie să vă încadrați. Atunci, bineînțeles, că i-am spus și ce măsură putem lua, să spunem, triem, tu vii, tu nu vii, pe tine te văd că ai ochii albaștri, pe tine nu, că-s cam verzi. Normal că nu putem face așa ceva. Ca atare am făcut adresă la minister. Ce pot spune este că în anul 2015 în CPU s-au prezentat 38.669 de pacienți, în 2016 38.103 pacienți, ca aproximativ un 3.200 de prezentări pe lună. Conform rapoartelor întocmite la centrul de primiri urgențe, s-au cheltuit lunar pe medicamente, materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți peste 86.500 de lei pe lună, situație care i-a fost prezentată și Ministrului Sănătății la vizita fulger efectuată de către acesta la Spitalul Roman. Și atunci am luat cam ce se consumă mai mult în CPU și am calculat că vaccinul antitetanic se folosește foarte mult. CT-ul la fel, undeva în jur de 25-30 de mii de lei pe lună sunt pentru CT-urile din CPU. Investigații de urgență precum gaze arteriere troponină, 8.500 de lei pe lună. Utilizare de trombolitice, câte aproximativ 2 pe lună și astea sunt 7.000 de lei. Totalizând aceste repere, ajungem la o cheltuială lunară de circa 63.500 lei, la care se adaugă și costurile cu medicamentele, materialele sanitare, reactivii, dezinfectanții. Și astea sunt de aproximativ 23.000 de lei pe lună. În total avem un 86.500 pe lună, da? Cu 1.038.000 de lei pe an. Iar bugetul nostru pe 2017 este de 610.000 lei. Aproximativ 58% din bugetul pe 2016, care este total insuficient și ca atare ne-am văzut nevoiți să facem adrese și să prezentăm și domnului ministru. În condițiile în care decizia Ministerului Sănătății de reducere drastică a bugetului pentru urgențe rămâne neclintită, conducerea spitalului solicită reglementarea legislativă a modului de triere a diagnosticelor ce trebuie tratate în centrele de primiri urgențe, după modelul codurilor de așteptare. Se mai propune, de asemenea, o corectă dispecerizare a cazurilor prin Serviciul Unic de Urgență 112, care trebuie să aibă drept criteriu locul în care pacientul își poate rezolva cazul în funcție de gravitatea cazului. Propunerile pe care noi le-am făcut la nivelul spitalului către DSP și către minister, că na, ne-am gândit și noi ce propuneri, ce măsuri să luăm, că doar nu pot să îi spun pacientului să nu-l primesc sau să nu-i fac ce trebuie. Și atunci ne-am legat și noi de altele, adică să fie stabilită la nivelul DSU care ar fi diagnosticele care nu necesită tratare în CPU-UPU, astfel încât acestea să fie direcționate către centrele de permanență sau la medicii de familie, așa cum dumnealor au scos acele criterii de așteptare cu timp, cu tot, așa să reușească să întocmească și un tabel cu diagnosticele care nu necesită prezentare la centru primiri urgențe sau unitate de primiri urgență. O altă măsură, o corectă dispecerizare a cazurilor 112, cu indicații de adresare și către medicul de familie, către centrele de permanență sau, dacă este într-adevăr urgență, către CPU și UPU. Sunt multe cazuri în care vin cu 112 o fractură de pumn. Păi, dar picioarele ți sunt normale. La ce chem 112? Adică, din punctul nostru de vedere, ar trebui și aici lucrat un piculeț, nu sunăm la 112 și nimeni nu ia nicio măsură. Pentru că acolo se cheltuiesc bani. Banii ăia foarte bine pot fi direcționați în altă parte.
și o reanalizare a activității, adresabilității centrelor de permanență, pentru a fi eficiente, să nu fie doar consumatoare de resurse, iar numărul acestor centre să fie în concordanță cu adresabilitatea și populația arondată. Medicii cer imperativ Ministrului Sănătății să clarifice un punct de vedere al reglementărilor legislative, ceea ce se consideră a fi urgență, ținând cont de faptul că această amputare fără precedent a fondurilor alocate serviciilor de urgență se face în condițiile în care, din punct de vedere legislativ, un medic de la CPU nu poate să refuze să consulte un pacient adus de ambulanță la spital, așa cum nici ambulanța nu poate refuza un pacient care a sunat la 112 să se deplaseze și să-l transporte la spital. La o recentă videoconferință, până și secretarul de stat Raed Arafat, părintele sistemului de urgență din România, ar fi ridicat din umeri atunci când i s-au adus la cunoștință argumentele managerilor de spital. Aceștia mai spun că în timp ce bugetul la urgențe s-a redus la jumătate, ministerul cere imperativ spitalelor să-și actualizeze stocurile pentru catastrofe, accidente colective și să-și realizeze o rezervă de medicamente pentru minimum 50 de pacienți. E vorba de bani și de harababur într-un sistem aflat sub tirul necruțător al opiniei publice, care îl pune la zid pe drept sau pe nedrept.